spune așa ceva? Îmi pare rău, Clara. Eu te iubesc foarte mult și pentru binele tău vreau lucrul acesta. Dar acum cam exagerez, Clara. O, Doamne, dar eu l-am văzut. A vrut să urce după mine în ascensor. De ce nu mă crezi? Clara... Îmi pare rău să-ți spun asta, dar eu îți voi demonstra că el există și că el pe noi ne urmărește, Dragoș. Clara, hai să luăm cina în liniște și să punem punctul la discuția aceasta. Te rog mult. Bine, hai să cinăm. Aici am încheiat discuția. Vreau să fac și eu o cappuccino, scumpa mea. Înțeleg, aparatul acesta este nou, dar îmi face niște probleme foarte... Oh. Ceva nu funcționează el. Hei! Tobiță! Tobiță, tu vrei la plimbare? Uite, îmi servesc repede cafeaua cu lăptică și mergem la plimbare. Vine băițașul. Hai, mergem la plimbare. Ce drăguț este. Tobiță. Bunica! Dar se poate să plec eu acum cu el la plimbare. Îmi place foarte mult și cred că și lui îi place să meargă cu mine. Ce zici? Plec eu cu el afară. Dar dacă acel bărbat îl urmărește, dacă nu are dreptate? O, nu, Ioana, scumpa mea. Păi merge eu cu el la plimbare. Am nevoie de puțin aer curat. Ce se aude aici? Ce vorbiți voi, fetelor? Ce secrete aveți, a? Vorbeam cu bunica acum. Îi ziceam că vreau să ies cu Tobiță afară să-l plimbu. Dar bunica zice că mai bine să stau în casă. Dragoș, dar Clara... Eu cred că Ioana ar fi bine să meargă cu Tobi afară, bunica. Bunica, vă mulțumesc foarte frumos. Merg să mă îmbrac și plecăm cu tot de afară. Oh. Bine, scumpa mea. Bunicuța, noi plecăm afară, dar oricum te iubim foarte mult. Scăunelul Anabelei. Tobiță, să plecăm! Hai, Tobiță! O, nu știu, Dragoș, nu știu dacă am făcut bine. Nu știu, dar dacă Clara a avut dreptate, îți dai seama? Fiți liniștită, Ioane nu o să-i se întâmple nimic. Poliția a fost anunțată, totul este liniștit, totul e sub control. Deja trebuie să ne liniștim odată și gata. O, nu știu, Dragoș. Nu știu, dar știi, am presimțire și mă gândesc eu că trebuie să o ascultăm pe Clara. Am o presimțire și nu prea bună, Dragoș. Poate n-ar fi bine să o lăsăm pe Ioana, nu știu. Și am încercat să vorbesc cu Clara, dar ea nu mă ascultă. Nu... Ea totuși insistă că bărbatul cel o urmărește și are nevoie de Ioana și nu știu ce. Eu înțeleg, tatăl Ioanei poate avea să fie un pericol, dar poate dispărut, nu-i, gata. Cred că trebuie să ne liniștim deja și...
că ar trebui să ne concentrăm forțele și să o ajutăm pe Clara să se facă bine. Nu știu, Dragoș, nu știu dacă procedăm bine. Crede-mă, nu știu. Hei, Tobita, ce bine că ți-a permis să mergem la plimbare. Da? Băițaș. Hai, că vine ascensorul. Trebuie să fie atent, Tobita, bine? Acuș, mergem la plimbare. Du-o, Tobita. Hai! Tobita, ce bine că mergem împreună! Bunica nu vroia să ne permită. Probabil este și bunica e dor mult de tine. Încet, Tobita. Hai, să mergem la plimbare. Tobita, poate te primi un pic. Bună, Ioana! Bună! Nu ne-am văzut de multă vreme! Ha! O păsărică mi-a ciripit că ai o nouă casă, Ioana! Ce? Ai luat apă în gură, Ioana? Dar văd că nu prea ești vorbăreață astăzi. Bine, nu o să te rețin. Dar văd că aceștia nu mai te folosesc. Da? De ce vă permiteți să vorbiți așa despre ei? Sunt niște oameni deosebit de buni. M-au crescut și mă cresc. Îmi oferă o casă în care orice copil ar dori să trăiască. Iar acest câine eu l-am vrut. Și ei au fost de acord să mi-l aduc în casă. Sunt niște oameni foarte buni. De ce vorbiți așa despre ei dacă nici măcar nu-i cunoașteți? Zici că nu-i cunosc? Îi cunosc foarte bine. O, da, cred că și tu deja trebuie să-i cunoști. Dar nu înțeleg un lucru. Cum ai putut tu să o ierți pe Clara că te-a aruncat la gunoi acum 12 ani în urmă? Ce ai spus? Vai, vai, vai! Credeam că știi că Clara este mama ta biologică. Se pare că am vorbit prea mult. Dar nu te-a vrut. Niciodată nu te-a vrut. De mică te-a aruncat la gunoi. Noroc de mine și de mama ta care te-am luat din gunoi și te-am crescut până ai fost mare.